Cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață pe știri din Neamț, pe Facebook și Mesagerul de Neamț. Un pic mai târziu o să puteți urmări emisiunea și pe canalul de YouTube Mesagerul Neamț. Al Mesagerului. Începem emisiunea cu o veste tristă. Înalt preasfinția sa Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a murit după o perioadă destul de lungă în care s-a luptat cu coronavirusul și celelalte boli pe care le avea, accentuate de infecția cu coronavirus. A fost, este cel mai în vârstă membru, era cel mai în vârstă membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, unul dintre oamenii care a marcat istoria zonei de după Revoluție. Este cel mai vechi, dacă nu mă înșel, pe funcție dintre toți cei pe care îi are sinodul în acest moment. Trebuie să spunem că el este legat de județul Neamț în mod deosebit, pentru că, dacă nu mă înșel, a făcut studiile la seminarul monahal de la Neamț. După aceea a activat ca în calitate de călugăr, a primit numele de călugăr Pimen și a activat la Durău și la Vărate, parcă, și legăturile acestea s-au simțit în timp. Ce mai trebuie este că Pimen și-a legat numele de celebra cerere de retrocedare a pădurilor pentru arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, păduri care aparțineau bisericii înainte, cu mult timp înainte. Și aici a fost o întreagă discuție dacă acele retrocedări au fost sau nu benefice pentru pădure, nu pentru neapărat pentru biserică sau pentru cei care au beneficiat de pe urma retrocedării. Dumnezeu să-l odihnească și mergem mai departe cu această emisiune. Am ținut să marcăm acest moment. Oameni buni, în Neamț lucrurile par să fie așa dintr-o zonă a SF-ului. Trei zile nu am avut cazuri noi, deși avem focare. Două zile știm că n-a funcționat partea de laborator, pentru că în weekend nu funcționa. Nici la București, se pare că nici la noi nu funcționa. De aceea suntem nevoiți să insistăm un pic, să aflăm dacă sunt lucruri noi care merită discutate în zonă din acest punct de vedere. Am încercat să stăm de vorbă cu prefectul de Neamț, dar domnia sa se află la București, merge la Ministerul Dezvoltării și nu are cum intra în direct acum. De aceea vom apela la managerul spitalului, atât de cunoscutul acum Marius Ghineț, care sperăm să aibă amabilitatea să ne spună câteva lucruri despre ce se întâmplă la spital în acest moment. Dacă vom reuși. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Ghineț! Sunteți la treabă, bănuiesc. De la ora 7. Nu știu dacă v-ați băut cafeaua, dar noi o să bem o cafea în numele dumneavoastră. Chiar vă rog că n-am avut timp. Așa. Vă rog frumos, care este în acest moment situația la spital? Câți? Așa. Uitați dimineață de telefon. Ieri erau 137 de pacienți internați cu COVID.
În cursul nopții, din ce am văzut pe raport, au mai venit încă 4 suspecți. La secția ATI, din ce am văzut, erau internate 4 persoane. Deci a scăzut și numărul celor care sunt la ATI. Au scăzut progresiv, erau 8, acum vreo 2-3 zile, ieri parcă 5 sau 6, dimineața sunt doar 4. Am înțeles. Domnul director, spuneți-mi un pic, la dumneavoastră, în perioada weekendului, se fac probe, funcționează aparatul PCR sau nu? Am văzut că la Sinevo nu se fac. Am înțeles. De 2 zile când am ajuns pe această funcție, am verificat un pic și situația asta. Știu că au fost weekenduri, cel puțin un weekend în care nu s-au recoltat teste, pentru că a fost o problemă de, cred eu, de comunicare. Cei de acolo, de pe laborator, am înțeles că nu erau plătiți în weekend și nu au venit la treabă într-un fel și justificat. Chiar ieri am discutat această problemă și încercăm să o rezolv cât mai repede. Adică să facem așa fel încât și în weekend să se recolteze. Dar vă pot garanta, repet, că a existat cel puțin un weekend în care nu s-au recoltat problemele. Am înțeles. Spuneți-mi un pic, ieri ați avut, sau alaltieri, nici nu mai știu când, comitet director, ieri sau alaltieri, când ați avut? Așa. Luni am avut. De fapt am avut două. Așa. Prima dată am avut o ședință dimineață la ora 8 cu toți colegii și încă una după amiază. Mi-a atras atenția faptul că s-au luat niște măsuri, una dintre ele care se referă, dacă nu mă înșel, la suplimentarea fondurilor pentru încă 200 de salariați ai spitalului. Da, aproape 200 de salariați. E vorba de acea sumă de 500 de euro, nu? Corect, 2500 de lei. Așa. Exact. Așa. 2500 de lei. Au fost identificate și anumite și alte categorii de colegi din spital. Ar fi trebuit, sau ca să nu zic ar fi trebuit, acest stimulent de COVID. Și atunci am luat decizia în comitetul director să le acordăm, conform legii, bineînțeles, acest stimulent. Pe lângă decizia asta, această decizie pe care am luat-o noi în comitet, am mai luat și decizia, ați văzut, bineînțeles, să eliminăm această 10 lei pe zi pentru părinții care stau cu copiii în pediatrie. Este, asta mi se pare un lucru foarte bun, chiar dacă suma nu este extrem de mare, dar parcă sună prost, da, să plătești. Vă spun, da, corect, s-o gândim omenește, pentru că în primul rând suntem oameni. Deci niciun pacient nu vine în spitalul Piatra Neamț de bucurie. Vin toți cu probleme. Iar și cu atât mai mult, un copil care e internat aici, mi se pare aberant, repet, mi se pare aberant ca părintele să stea cu copilul la pediatrie și să plătească. Nu e normal. Nu e normal. Și vreau să vă zic că am primit și raportul cu impactul bugetar și voi elimina pentru părinții care stau cu copii în pediatrie, voi elimina absolut toate taxele care sunt acolo. Nu poți să lași un copil singur, părinți care efectiv nu-l permit. Dacă un părinte stă cu 30 de zile cu un copil în pediatrie, ce facem? Îi facturăm la sfârșit 300 de lei? Nu e ok, din punctul meu de vedere. Și vă garantez că o să elimin toate taxele de la pediatrie. Da. Spuneți-mi un pic, în perioada următoare, care ar fi prioritățile? Aveți echipamentele necesare de funcționare? Vorbesc de echipamente de protecție. Sunt. Dar vă spun că joi, cred că voi lua o decizie și voi face o conferință de presă sau un briefing de presă în curtea spitalului, în care să vă prezint multe lucruri. Momentan am acomodat 2 zile, să zicem că ne-am învățat unii cu alții. De astăzi intrăm în forță, nu că n-am fi intrat de luni. Dar de azi se vor schimba lucrurile, vor vedea rezultatele mult mai repede. Am pus toate cap la cap, toate compartimentele funcționează, echipa funcționează foarte ok. Și joi o să vă prezentăm și câteva rezultate. Și eu zic că vor fi surprinzătoare. Da, eu aștept rezultate, dacă se poate, dar dacă vreți o sugestie, să știți că un briefing de presă în curtea spitalului nu este o soluție ideală pentru ascultători, ca să poți avea calitate când transmiți ceva. Deci asta ca o sugestie, nu ca... Dumneavoastră puteți face... Nu pot conferință de presă, deci... n-am un spațiu adecvat aici. Da. Am înțeles. Nu, trebuie să... Deci, dacă vreți să ajungă mesajul dumneavoastră la
cât mai multă lume, trebuie ca acele briefing-uri de presă să fie, să ofere și posibilitatea pentru acest lucru. Vă doresc succes în continuare. Mulțumesc. Și ne vom mai întâlni pe calea undelor, de câte ori va fi nevoie, sper. Cu mare drag. Vă doresc cele bune, o zi bună. Sănătate, o zi bună, mulțumesc și eu. Deci a fost Marius Ghineț, noul manager al spitalului. Să sperăm că nu vom asista foarte curând la alte schimbări, deoarece ați văzut, legislația este ambiguă, iar în Parlament, unde există o majoritate antiguvernamentală, ca să-i spun așa, se pare că s-a pregătit foarte atent legislația încât va exista posibilitatea ca să se poată schimba din nou managerii între autoritățile locale. Noi am semnalat în mesagerul de ieri lucrul acesta, că se pregătește și într-unele locuri s-a și întâmplat. Să vedem ce va fi. Sper ca domnul Ghineț și echipa lui să ne prezinte realizări, așa cum au fost astea două. E foarte bine că s-au găsit soluții pentru plata încă 200 de salariați. E bine că s-a eliminat o taxă. Eu aș amâna partea de dezvăluiri, ca să zic așa, spectaculoase, pe perioada de după COVID, ca să nu influențăm acum alte lucruri, dar mă rog, să vedem ce se întâmplă. Oameni buni, avem multe lucruri care au rămas așa în coadă de pește. Am aflat că avem zona metropolitană la Piatra Neamț. Până la urmă, dacă ne luăm după legislație, zona nu prea e, dar pe perioada de alertă e bine că putem funcționa. Am uitat multe lucruri. Am uitat multe lucruri, să vedem ce se mai întâmplă în județ și altfel. Ce se mai întâmplă pe partea economică în județ, ce se mai întâmplă în zonele, ca să spun așa, de șantiere, dacă există aceste zone de șantiere, ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Ce se vede pe stradă este că lumea din ce în ce mai mult își reia activitatea normală, dacă normal poate fi în acest moment să-ți reiei activitatea și fără precauții. Adică acele minime precauții de protecție. Ieri am publicat în Mesagerul de Neamț mărturia unei asistente medicale din Piatra Neamț, dânsa nu vrea să îi se facă public numele, dar nu este o problemă asta, în care povestește ce a pățit ea, infectată fiind cu coronavirus, de la un bolnav, se pare chiar cazul 1 din primul deces din județ, și după aceea familia, având formă, ia o formă medie a bolii. Și vă spun, merită citit, pentru că sunt tot mai mulți cei care spun că nu există coronavirus. Vrem, nu vrem, el există și vrem, nu vrem, trebuie să trăim cu el. Astăzi aș vrea, dacă se poate, să mai discutăm și cu niște oameni care de obicei se uită la această emisiune și care sunt și implicați în viața comunității. Eu o să iau așa, aleatoriu, dacă reușesc. O să vă rog să pregătiți, dacă aveți o fotografie și o prezentare cu domnul Meraru, Ionuț Meraru, de la președintele Plus Neamț, unul din cele două partide care formează Alianța USR Plus. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Meraru! V-ați băut cafeaua de dimineață? Da, am băut-o la ora 7. Domnul Meraru, Ionuț Meraru, este președintele Plus Neamț și unul dintre oamenii foarte atenți la ce se întâmplă în județ și nu numai. Eu am privilegiu de a-l vedea în fiecare dimineață printre privitorii la emisiune, ascultătorii la emisiune,
și am apreciat de foarte multe ori partea de mesaje pe care le-ați trimis. Domnul Meraru, cum se vede această perioadă de urgență și acum de alertă din partea unui președinte de partid care este și om de afaceri și care este implicat în ceea ce face și lucrați și cu oameni? Că s-au luat măsurile în neamț până acum. Da, a fost o perioadă foarte grea. Mă bucur că lucrurile încep să intre normal. Cred din toată inima că relaxarea acestor măsuri să nu ne ducă într-un nou val. În ceea ce privește partea politică, până acum nu prea am mai vorbit de partea politică în ultimele două luni, dar noi la nivel de plus, la nivel local și la nivel central, am hotărât că să sprijinim autoritățile locale pentru implementarea măsurilor. Da? Da, mi se pare... În acest scop am avut și o adresă către instituția prefectului, unde ne ofeream ajutor și sfaturile pe care puteam să le dăm, atât la nivel central cât și la nivel local. Eu vă mulțumesc pentru modul cum ați reușit să aduceți în actualitate toate lucrurile importante din Neamț. De asta eram fiecare dimineață alături de dumneavoastră, atât pe online cât de Facebook. Mesajele fiind foarte bine puse în față. Spuneți-ne, cum vi se pare că a fost managerizată criza la spital, de exemplu? Da, am apreciat foarte mult numirea doamnei Marcoci, da, în funcția de manager al spitalului. E o măsură foarte bună și apreciez foarte mult profesionalismul de care a dat dovadă. Probabil acest lucru a evitat ca spitalul județean Neamț să ajungă la fel ca spitalul din Suceava, unde am avut o problemă. Am înțeles. Să nu uităm că județul Neamț a fost un județ destul de greu. Și păi este al doilea județ din țară ca incidență la 1000 de locuitori. Deci da, vrem, nu vrem. Iar problemele puteau să escaladeze foarte, foarte mult și în spital. Mă bucur că doamna Marcoci a reușit să țină spitalul cu o mână de fier, așa cum spuneam, dar să sperăm că și managementul de alertă, care managementul de alertă și post-alertă va fi la același nivel. Bine, eu vă mulțumesc că știu că v-ați implicat împreună cu colegi de la USR și plus și în acțiuni de sprijin, ca să spun așa. Asta știu, da, și noi... n-ați făcut-o public pentru că asta e situația, câteodată e mai bine așa. Ce da, să vă spun? Am activat celulă de solidaritate la nivel local, o serie de acțiuni pe parte socială, nu le-am făcut publice pentru că sunt lucruri normale, suntem deschiși, dorim să ne implicăm în societate și în perioadele când este criză, nu numai în perioadele, să zic, bune ale societății. Am înțeles. Am avut o serie de intervenții. Am evitat ca intervențiile să poarte sigla partidului. Am sesizat în perioada crizei problemele legate de masa pacienților din spital și atunci la acea dată s-au găsit soluții. Și sperăm ca soluțiile alea să aibă un caracter permanent. Am înțeles. Să nu fie doar soluții de criză. Uite, eu mă uit pe lista celor care privesc acum la emisiune și aș vrea, dacă o să accepte și mă aude și așa, să vorbesc 2-3 minute și cu domnul Florin Hopșa, care este liderul consilierilor județeni, să văd dacă va răspunde domnul Hopșa. Și chiar aș vrea să-l întrebi pe domnia sa cum s-a văzut criza din punctul de vedere al unui consilier județean care are un cuvânt de spus în zonă. Vă mulțumesc mult și vă doresc cele bune, domnul Meraru. Vă mulțumesc și eu. La revedere.
Să vedem dacă reușim să vorbim cu domnul Hopșa. Nu am stabilit nimic înainte, dar m-aș bucura dacă domnia sa răspunde. Este într-un alt apel implicat domnul Hopșa. Mi se spune dacă nu, este angajat într-un alt apel. Să sperăm că poate mai încolo reușim să intrăm cu domnia sa în direct. Până atunci mai facem un apel. Asta e o emisiune în care ne jucăm cu telefonul. Oamenii nu sunt pregătiți pentru a intra în direct. Să vedem, încercăm cu un alt om care a fost implicat în activitatea administrativă. Să vedem dacă ne răspunde. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Bălanșcu! Domnul Cătălin Chiței, îi înnebunesc pe băieții de la tehnic, domnul Chiței, care acum caută o poză cu dumneavoastră, nu știind că veți intra în direct, dar o să ne scuzați că nu vă punem poză imediat. Nu este o problemă. Asta este emisiune în care i-am înnebunit. Nu știu. E o surpriză și pentru mine că eu vă ascultam și tocmai ce spuneți despre domnul Hopșa. Am sunat și la domnul Hopșa, dar era într-un alt apel. Domnul Chiței, spuneți-mi un pic, dumneavoastră ați fost administrator public al județului, acum aveți o responsabilitate în Pro-România. Spuneți-mi un pic, cum se vede modul în care județul a fost implicat în lupta aceasta împotriva epidemiei, cum se văd măsurile luate și ce credeți că lipsește cel mai mult? Vorbim despre județ per ansamblu sau vorbim despre spital? Ca să fie vorbim clar. Despre județ per ansamblu cu spital cu tot. Am înțeles, până la urmă spitalul a fost cel din linia întâi. Până la urmă, spitalul a fost cea mai evidentă zonă în care cât bătălia politică, cât și lupta împotriva virusului s-a văzut. Iar în ceea ce privește spitalul, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple și pe de-o parte complicate. Nu văd, deși am schimbat 4 manageri și am schimbat și coloratura politică acestora, nu văd nicio măsură luată pe termen lung, deși ar fi fost momentul, poate, să se intervină în ceea ce privește modul în care spitalul este manageriat și cu măsuri care producă efecte pe termen lung. Acestea nu se văd. Pe de o altă parte, trebuie lăudat faptul că spitalul a rezistat, deși e o surpriză, poate. Domnul Chiței, spitalul ăsta rezistă, săracul, de mult timp, la toate zguduirile, la toate prostiile și la toate nesimțirile făcute în jurul lui, așa că, cum să vă spun, acum practic el era călit. Dar acum nu vorbim despre intervenția prin mâna omului, ci vorbim totuși despre un virus care a creat multe probleme, de exemplu, la Suceava. Și știm că acolo lucrurile au fost scăpate de sub control. Ei bine, la Neamț vedem că lucrurile totuși au rămas într-o zonă rezonabilă. Și zic rezonabilă prin numărul de infectări, prin numărul de decedați. Suntem totuși, chiar dacă în primii trei pe țară, am rămas totuși într-o zonă, să spunem, acceptabilă la ceea ce înseamnă acceptul publicului, să spunem, sau mă rog. Am înțeles. Dar ce nu s-a făcut cum trebuie în Neamț? Din punctul dumneavoastră de vedere. În primul rând, lupta politică a fost mult prea evidentă, da? Mult prea evidentă și tot ambele partide mari de la nivelul județului au încercat să profite de suferința spitalului și de suferința nemțenilor. Eu nu pot să fiu de acord cu chestiunea asta și am să o resping de fiecare dată. Oamenii sau cei care conduc județul atât la nivel de Consiliu Județean, mă refer la partea de decizie, cât și la partea executivă, ar fi trebuit să facă lucrurile mult, 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 mult mai discret. În niciun caz, și știți foarte bine că au fost derapaje de imagine evidente, iar modul în care... Să știți că și Hercule a avut muncile acelea ale lui și după el s-au făcut o groază de filme, știți? Adică despre ce vorbim? Iar dacă... Mă rog, modul în care cadrele medicale și managementul spitalului de criză a acționat ne-a păstrat la un nivel rezonabil în ceea ce privește
acțiunea virusului. Modul de acțiune al politicienilor ne-a pus, din păcate, să spunem, cel puțin o dată pe săptămână în vizorul presei centrale. Haideți să spunem așa, că politicienii din Nemțeni au rămas virusați și pe timpul stării de urgență. Cumva a părut că s-a accentuat. Da, deci eu aș spune cu voia dumneavoastră că ce a lipsit cel mai mult a fost cooperarea la nivelul instituțiilor importante de în județ. Cooperarea și discreția, domnul Bălănescu. Cooperarea sinceră și discreția. Și discreția. Lucrurile pe care le facem, și mă rog, eu știu din postul ăla de administrator în care a fost, lucrurile pe care le facem bune pentru comunitate, au vibrații, dar ele trebuie să-și găsească vibrația prin faptele noastre în lucrurile care rezultă, da? În ceea ce rezultă. În niciun caz ceea ce s-a întâmplat pe scările spitalului, prin birourile spitalului, nu au fost lucruri în regulă. Și e clar că la nivelul managementului, atât al managementului care a ținut spitalul pe perioada de criză, cât și al oamenilor, totuși mai vorbim de un nivel în spital, vorbim de șef de secții, vorbim de șef de servicii, ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și presiunile care au fost puse din toate părțile au produs niște vibrații care pe termen lung nu îmi dau seama în ce mod vor afecta funcționarea spitalului, dar în mod cert vor afecta. Da. Eu ce pot să vă spun așa, în afara discuții oficiale și transmisii live, că vom avea destule surprize în momentul în care vom putea discuta despre anumite lucrări, achiziții făcute în perioada dinainte, imediat atunci, la începutul crizei. De exemplu, mi-a spus cineva o poveste pe care eu nu pot să o cred, că în zona aceea unde sunt laboratoarele astea de prelevare a probelor, un deștept a pus aer condiționat, care preia aerul din interior și îl dă afară. Știți? Și afară stă lumea la fumat. Deci... Bine, eu știu totuși că în interiorul, în curtea spitalului, fumatul este interzis. Bine, asta la modul teoretic și afacerile în spital erau interzise. Afacerile oneroase erau interzise. Dar, mă rog, asta este o altă poveste. Vă mulțumesc pentru participarea așa ad hoc la emisiune. Îmi pare rău că v-am... Mulțumesc eu frumos pentru posibilitatea de a vorbi. Și... Mergem mai departe. Aș vrea însă să vă spun că, de exemplu, în această dimineață, ca să respectăm adevărul până la capăt, am înțeles că există o plângere la adresa faptului că n-au ajuns toate kiturile pentru prelevare de plasmă la centru de transfuzie. Se pare că în momentul ăsta, astăzi, cele 7 kituri care au ajuns au fost consumate deja și nu mai sunt, ceea ce ar ridica un semn de întrebare, unde e diferența până la 1000 de kituri, probabil că domnul Hozoc va trimite și diferența respectivă ca să nu existe discuții. Mai încercăm o dată, că așa e frumos, cu domnul Hopșa, dacă cumva reușim. Eu sper să reușim să intrăm cu domnia sa măcar 2 minute. Alo. Bună dimineața, domnul Hopșa. Domnul Hopșa Florin este liderul consilierilor județeni PNL. Ne scuzați că v-am luat așa ca din oală. Astăzi am zis că sunăm. Nu pregătim nimica dinainte. Domnul Hopșa, ca și pe antevorbitorii dumneavoastră, vă întreb cum s-a văzut criza din postura pe care o aveți de consilier județean în Neamț? Vă referiți la criza? În general, criza și la spital. Adică, dumneavoastră sunteți un om implicat, sunteți consilier județean, sunteți membru de frunte al PNL-ului, sunteți și director. Aveți, ca să spun așa, informații
poate mai multe decât le au ceilalți. Cum ați văzut dumneavoastră ultimele două luni și jumătate și cum vi se pare în momentul acesta situația din punct de vedere, ca să spun așa, dacă este stăpânită administrativ? Din punct de vedere profesional, s-a constatat în toată perioada asta o reducere cu aproximativ, zic eu, 30-40% față de activitatea care era înainte. Am înțeles. Din punct de vedere, să zic, guvernamental, eu cred că guvernul României a stăpânit foarte bine această situație, luând niște măsuri foarte bune, chiar dacă nu au fost întocmai plăcute. N-ai cum într-o perioadă în care impui restricții, n-ai cum să se bucure toată lumea de aceste restricții. Nimeni nu s-a bucurat. Unii le-au respectat, alții nu. Da, sunt alte persoane care nu le-au respectat. Acum sper că în următoarea perioadă, în următoarele două săptămâni, ca numărul de cazuri de COVID să fie mici, ca să nu revenim la starea de urgență. De asta a fost și mesajul președintelui României, Klaus Iohannis. A spus foarte clar că în cazul în care o să avem o creștere semnificativă, o să revenim la stare de urgență. Și cred că asta nu-și dorește nimeni, de aceea cu toții trebuie să respectăm toate măsurile impuse de autorități. Da. Cum ați văzut dumneavoastră în perioada asta activitatea politică care s-a desfășurat? Păi, din punct de vedere politic, toată activitatea a fost restrânsă, că ea se bazează pe comunicarea cu oamenii. Iar eu, unul personal, am ținut legătura prin telefon cu... Bun, dar haideți să o luăm altfel. Considerați că toate aceste postări care au fost pe Facebook în legătură cu spitalul, unele dintre ele, da, au fost informative, altele, în schimb, au fost, ca să zic așa, un pic mai contundente. Le putem considera activitate politică sau le putem considera pur și simplu păreri personale unora? La unii dintre noi păreri personale, la alții nu. Dar o să vă și exemplific. Vă rog. De exemplu, în perioada asta, noi, consilierii județeni, am inițiat un proiect de hotărâre pentru majorarea normei de hrană. N-am văzut din partea Consiliului Județean niciun... să zic, un sprijin real. Noi am încercat să dublăm majorarea normei de hrane de la Consiliul Județean prin Ionel Arsenie, au propus doar cu 50% și doar pentru cazurile de COVID. Așa. Și asta nu înseamnă că e un sprijin. Eu... Bine, acum a fost o joacă politică, da, pentru că după ce dumneavoastră ați propus, ei au venit cu un amendament. Un amendament și în loc să dublăm norma de hrană, au majorat-o doar cu 50%, având majoritate. Da. Și asta cu majoritatea e interesantă. Asta, în afara faptului ăsta, de la începutul crizei, de la începutul pandemiei, noi am avut discuții și am propus, fără să o asociem politic sau fără să asociem lucrul ăsta politic, achiziționarea de materiale din timp. De la Consiliul Județean, ei abia s-au mișcat și au făcut după două săptămâni după ce le-am propus noi. Bun, dar, de exemplu, aveți vreun raport făcut de executiv cu privire la ce achiziții s-au făcut pentru spital? Există o solicitare în sensul ăsta, așteptăm răspuns de la ea. Deci, pe toată perioada pandemiei, toate achizițiile au fost solicitate. Și o să primim răspuns, bănuiesc, în următoarea perioadă de timp. Da, în momentul în care primiți... Cred că noul director de la spital o să fie cel mai transparent care a fost... cel mai transparent director care a fost în ultimii ani de zile. Este șansa lui de a combate toate lucrurile care s-au spus, nu profesional legat de spital, ci legat de profesia cealaltă, de firma cealaltă pe care o conduce. Da. Nu știu dacă o conduce, știu că e asociat. O conduce, asociat, da. O deține, hai să spunem așa, în calitate. O deține, da. Domnul Hopșa, eu vă mulțumesc că
V-am luat prin surprindere, ca să spun așa. Vă doresc o zi bună. Nu e nicio problemă. De da? Fiecare dată când o să pot, cum bine. Ai drag. Bine, vă dorim cele bune. Oameni buni, cei care vă uitați, eu știu, sunt conștient că acest gen de emisiuni nu au același impact ca celelalte, pe cea de ieri, de exemplu, dar trebuie făcute și aceste lucruri, să vedem cum gândesc cei care, într-un fel sau altul, ne influențează viețile. Pentru că cei din Consiliul Județean influențează viețile fiecăruia dintre noi. Hotărârile luate în Consiliul Județean ne influențează viața, pentru că se cheltuie banii județului acolo. Nu se cheltuie nici banii domnului Hopșa, nici banii domnului Arsene, nici banii domnului, nu știu, Florin Hozo, care nu-i din, nu stă în neamț, mă rog, acum am venit numele ăsta în minte. Deci, și acolo ei ar trebui să facă lucru elementar, să ne spună cum au cheltuit banii. De exemplu, așteptăm, nu știu, o conferință de presă la Consiliul Județean. Să spună, da, domne, am cheltuit 16 milioane, foarte frumos, nu știu câte milioane au cheltuit, foarte frumos că le-ați cheltuit. Haideți să vedem și pe ce le-ați cheltuit și, de exemplu, dacă s-au cheltuit respectându-se măcar dublu prețului de pe piață. Măcar dublu prețului de pe piață. Să vină cineva să ne spună, domne, s-a construit în regim de urgență camera aceea unde este PCR-ul. Cine a construit-o? Cum s-a construit? Cât a costat? De unde? Adică sunt lucruri elementare. Una este să cari un computer pentru fotografii și alta este să vii să spui lucrurilor așa, lucrurile așa cum sunt ele, ca să nu mai existe suspiciuni. Eu sunt convins că ce spunea domnul Hopșa va fi adevărat, că domnul Ghinez va fi foarte transparent. Domnul Ghinez va fi foarte transparent pentru că ăsta este rolul lui acolo de manager în această perioadă. Ca să spunem lucrurilor pe nume. Dânsul are parte de niște sfătuitori buni pe zona cealaltă a ce se face în spital. Se vede că au luat niște măsuri chiar ușor, ca să spunem așa, sindicaliste cu mărirea numărului. Eu nu zic că nu merită, ba chiar fiecare om care a fost în spital merită stimulente financiare, dar sunt chestiuni din astea, să le spunem, mai mult de imagine, dar, pe părerea mea, rolul domnului Ghineț acolo este să vadă ce s-a întâmplat cu achizițiile în perioada trecută, pentru că în felul acesta, unu, aflăm și noi și e bine, doi, se oferă și muniție în lupta politică viitoare. Ne oprim aici, vă dorim cele bune, nu înainte de a vă spune că mâine, la ora 11, vom avea o ediție specială cu domnul doctor Liviu Harbuz. Probabil că tema va fi cine conduce cu adevărat lumea, după emisiunea de săptămâna trecută, în care ne-am dus așa cu discuția spre zone mai puțin locale. Am primit foarte multe solicitări să facem o emisiune pe această temă și vom încerca mâine la ora 11 să facem emisiunea, dar ne vom vedea și dimineață pentru o emisiune mai scurtă și vom discuta dacă sunt noutăți în județul Neamț. Vă doresc cele bune și să ne vedem sănătoși. Nu uitați, mâine la 11, ediție specială a Cafelei de dimineață.